Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou videoclip la mine pe canal. Astăzi, fraților, după cum deja puteți observa, am zis să mai facem și noi o mică vizită pe Crack the Council, pentru că mai avem și noi câteva flash drive-uri de găsit, bănele, bă, vreo 10-12, undeva pe acolo, în orice caz. Bineînțeles, înainte de a începe, oameni buni, aș aprecia extrem de mult dacă fiecare dintre voi ați apăsat acel buton de like, mai ales că este duminică, deci încă este weekend, știu că vă uitați acest clip și ar fi super, super genial dacă am putea strânge peste, nu știu, 2000 de like-uri la acest episod. Haideți să vedem, fraților, unde mai putem să mergem și noi. Unde n-am mers și tocmai mi-am dat seama, exact, deci să-mi bag piciorul, tocmai mi-am dat seama că n-am văzut chestia asta, că eu nu m-am dus pe lângă asta. Ce este, o geantă? Este o geantă, cred, nu știu, puii mei, ceva de genul. O geantă cu cripăraș, ok, trebuie să avem foarte, foarte mare grijă, să pun și o protecție de fiecare dată când cad. Credeți că e ceva acolo? Nu știu, mă duc numai ca să fiu sigur, frate. Nu-i nimic aici, ok. Bă, sunt spatele astea. Nu-i nimic acolo. Bun, hai să mergem și în alte camere. De fapt, uite aici, în... Pe acolo e altceva, nu știu. Bă, mă gândesc că poate o-i găsim clanța aia, ceva cufăr, frate, nu știu. Încă nu știu cum să ajung la acel challenge de parcurs, acolo unde este blocat în ventilație, practic. Chiar nu am nici cea mai mică idee cum om putea noi să ajungem acolo. În ce locuri, uite aici am veci... Bă, frate, eu n-am intrat fix, am intrat, mă, idee. Deci, aici, hai să fim foarte atenți. Pac. O, dar n-am cum să intru aici? Poate vezi că este un cufăr băgat pe aici pe undeva. Mă gândeam că poate am cum să intru aici, dar aparent n-am cum. Ok, speed, în camerino. Aici ci că sunt câteva cufere pe aici pe undeva. Ba, am o idee. Deci, Uzana, dacă oare, ci că pe acolo ar fi câteva chestii. Nu știu cum. Am o idee, dacă oare reușim să pornim noi apa cumva, gen să facem să curgă apa, pentru că văd că sunt acolo. Dar nu știu dacă o să curgă apă. Fuck! Hai măcar să încercăm, frate. Nu că așa a fost și acolo la frigider. N-aveam cum să intru în frigider decât dacă... Fuck! Mamă, ce idiot sunt, doamne. Deci nu aveam efectul și am sărit. Opa! Bun. O, și uite acolo un buton. Hai să vedem că-s curios. What the fuck? Deci iarăși sunt pe game mode-ul ăsta, frate, ești nebun, deci nu vine să cred. Game mode 3, te rog, nu, 2. Game mode 2. Bun, deci butonul ăsta nu face nimic. Bă, și, deci câte speranță am avut că o să înceapă să curgă. Am o idee. N-am vrut să fac chestia asta. Ideea, în principiu, era să reușesc să ajung cumva acolo sus, deși, sincer să fiu, nu cred că este mare lucru. Bun, hai să mergem în altă scurgere. Unde mai este scurgere? Nu știu, poate mai dăm și o fugă pe acolo prin ventilație. Alo, s-a blocat, s-a blocat, s-a blocat. De fiecare dată, în fiecare clip de Crack the Council trebuie să fie un moment din acesta. Ia stai, mă, un pic. Alo, m-am speriat. Ok, hai să vedem. Sunt locuri unde n-am mers aici? În camera mea? Pe acolo cred că am fost. Am fost cam pe peste tot, frate. În seiful ăsta, mă, frate, parcă. Da, deci în seiful ăsta... Încă n-am aflat cum pot intra, așa este. Hai să ne gândim noi foarte, foarte bine cum aș putea intra eu. De fapt, nu știu ce este, un mini frigider. Seamănă și cu un safe și cu un mini frigider, da, cu și ăsta, cum... Păi, mă, cu torc cu microunde. Ok, este vreo metodă să... Ok, frate, știu ce să fac, fii antenă, doar de curiozitate, știți că... Oricum am terminat, opa! Holy fuck! Deci fiți antenă că eu pot să intru aici, dar nu știu cum. Deci este un trap chest. Uitați-vă ce este și aici de desubt. Bă, frate, eu am mai intrat aici? Nu am mai intrat aici, așa? Nu, e un mini frigider ăsta. Întrebarea este cum reușesc eu să intru în acest mini frigider. Asta este o întrebare foarte, foarte bună. Am întrebare perlă. Bă, am o idee. Deci, oameni buni, am o idee. Dacă eu, spre exemplu, mă arunc cu Elytra, credeți că încap cu Elytra prin blocul ăsta? Gen pe aici? Eu trebuie că am acum Elytra la mine, da? Credeți că dacă o să pun eu Elytra, nu știu, să încerc să intru așa. Hai să vedem, frate. Încercarea moarte n-are până la urmă. Fii antrenor, o să mă duc, uite așa. Pe aici. Da, aș putea, uite, să fac așa. Stai un pic să îmi dau seama exact. Deci. Mă, frate. O idee. Trebuie să o luăm mai din direcția asta. Nu știu, frate, mă gândesc că mi-a scris acolo cineva că cică Aș putea intra cu Elytra printr-un bloc. Nu știu, frate, apare nu merge. Bă, fraților, dacă aveți idee cum pot intra aici, pentru că sunt foarte curios ce e acolo, mai ales că este un semn cu spawn point și este și un cufăr, frate. Deci dacă aveți idee cum să intru aici, vă rog foarte, foarte mult să-mi scrieți în comentarii, pentru că n-am nici cea mai mică idee. Poate să fie ceva aici, gen? Nu cred. Ba, picior, nu știu. Hai să mergem în altă parte, frate. Nu stăm aici. Lol, cum mă duc cu Elytra? Trebuie să bag eu speed. Uite, direct sus. Și pot să fac și chestia asta. Ok, hai vedem. Aici am mai fost, dar vreau să mă asigur că nu am ratat ceva. Astea sunt căștile. Pus acolo pe suport de căști, ok. Aici n-am mai ratat mare lucru. Am o idee. Bă, da, chiar dacă merg pe asta s-au activat ceva, îi mută eu ceva pe... Oh, dude. Nu-mi vine să cred că iar și-am... Bă, frate, de ce pot pune blocuri? Nu înțeleg. Deci game mode 1. Ok. Sper că asta este ea. Asta este, da, asta este. Ok, game mode 2. Ok, bun. Ești curios de o chestie. Nu e nimic acolo. Eram curios, frate, dacă într-adevăr este ceva acolo, aparent nu este nimic. Dar ar fi fost o chestie să pună... am schimbat în ultima secundă. Să pună acolo ceva, știi? Ar fi fost o chestie. Bun, hai să mai mergem puțin în ventilație. Și mi-a zis cineva, dacă trebuie să o luăm prin partea cealaltă, ci că s-a pus decât pe butonul acela, să nu mai folosesc eu puterea, frate. Butonul ăla îmi dă gen speed, nu speed, pardon, jump boost. Știi? Deci pot să am mai multe în mână, uite, spre exemplu. Uite, acum am blocul de resistance, dau pe ăsta și îmi dă jump boost. Asta am observat și eu, și îmi dă jump boost mic, gen, știi? Adică nu mă ajută foarte mult, chiar îmi dă un jump boost mic, frate, asta, cu ăsta sar câte două, cu ăla săream numai câte una. Ok, încă o dată, mai dăm pe aici, frate, nu știu, poate, ia. Pe aici poate ratasem ceva sau nu știu, poate a mai apărut ceva. Ideea este că este foarte bine să explorăm locurile unde... nimic aici. Unde deja am fost, mă rog, pe care deja l-am văzut, că poate s-au mai produs câteva modificări. Nu, aici nu o să vreau să mă duc. Deci eu vreau neapărat să mă duc la acel challenge cu parcurs, frate. Cum este challenge-ul ăsta cu hoperele, știi, cu elitele, trebuie să mă duc prin toate hoperele alea. Așa este și challenge-ul cu parcurs, mai că nu știu cum să ajung acolo, frate. Deci n-am mai apărut nimic. Ci ca să citesc cartea My Real Diary, căci că aici sunt foarte multe hituri. Hai să vedem. Dar nu scrie nimic. Deci... they managed to break into my other save. I can't let them. I must hide it better. Da, ok, nu asta, altceva, nu asta. Mai da, hai să vedem. Oh, ce ca aici. Ba nu, că 10 pagini. Bă, parola safe-ului. Oh my fucking god. Bă, deci... eu am fost în save, n-am fost în save. Am fost în save, sunt idiot, nu mai țin minte. Dar uite, save password, pe asta n-am văzut-o. Ia să mă întorc eu un pic. Bă, ești nebun? Nu este save-ul ăla din camera mea? Pe care trebuie să-l deschid? Cred că ăla este, mă, ești nebun? What the fuck, ok, hai să vedem, hai să încercăm, nu știu. Ne întoarcem ca să vedem, frate, să ne asigurăm că așa este sau că nu este așa. O să cobor pe aici că e mai ușor. Dacă și eu reușit, gata. Să cobor pe aici. Direct la mine în cameră, mă duc și nebun. Opa, jump around, yep, jump around. Îi dăm șpan. Și dăm șpan până aici în camera mea. Deci save-ul cred că este ăsta de aici, frate. Seamănă cu un save, nu? Hai că seamănă cu un save. Vede un jump. Bun, deci save password. Deci stânga. Bă, dar nu-mi dau seama că sunt 4. A, deci primul este stânga sus, dreapta jos, stânga jos, dreapta sus. Ok, pe și centru care este? Stai un pic, că aici nu este bine, că e 3 pe 3 și ăsta e 2 pe 2. Știi, deci avem stânga sus. Stânga sus, dreapta jos. Bă, frate. Am făcut ceva bine? Dar oare o fi safe? Stai un pic. Deci astea două, să zic, și după... Păi mei, frate, nu știu. Dar ăsta seamănă cu un safe, așa-i? This is the fucking safe, dude. Dar întrebarea este în felul următor. Deci, am chestia asta. Eu de-al dracu fac și o poză, frate, că sunt idiot și uit de fiecare dată. Și chiar acum, uite, am deschis poza pe monitorul secundar. Opa, așa, gata. Ca să fac și-o mai bine, da? Deci am așa. Deci, teoretic, din ce mi-arată asta, am așa, X-ul ăsta, X-ul ăsta, X-ul ăsta și X-ul ăsta. Nu s-a întâmplat nimic. Este 2 pe 2, aia nu înțeleg, frate. În cele mai multe variante. Nu e bine. Nu e ăsta aici. Sau ăsta este? Nu știu, frate. Ok, deci măcar am văzut save password-ul. Îl avem în... Nu ăsta de aici. Unde este, mă? My Diary. Aici avem. Deci asta este safe password. Spuneți-mi, vă rog frumos, în comentarii unde folosesc parola safe-ului, că aici nu merge. V-am spus de ce e 3 pe 3 și asta e 2 pe 2 și 4 de astea. Nu înțeleg cum dracului vine, nu înțeleg. Cum naiba... Aaaa, nu-mi dau seama, ok. Sau poate nu dau seama, asta un pic. Deci... Cred că nu-mi dau seama, sunt idiot. Bun, altceva. Frazor, încă o dată, vă reamintesc să nu uitați, dați ceva acolo, multe, multe like-uri dacă mă susțineți. Și dacă vreți să apară clipul, alte clipuri, mă, aia plin prin casă, poate vedem unde se iei, frate. Nu știu. Deci în bucătărie, sigur, nu. La mine în cameră, la mine în cameră, nu știu. Hai să vedem, poate vedem pe aici, pe undeva vreun safe, cine știe, nu știu. Eu nu mai știu dacă am găsit vreun safe, sincer vă spun, nu mai știu dacă am găsit vreun safe. Să nu fie aici în dulap. Ar putea fi în dulapul ăsta, așa-i? Pe aceea pot intra, uite, pe aici pe dedesubt. Da, nu cred că este aici nimic. Aici sunt botoșei. Trebuie să mă duc totuși mai sus ca să mă asigur, nu de alta. Mai sus. Epa, așa. Nu cred așa ceva, deci nu te... Și am uitat să și pun protecția. Că am văzut că mă duc atât de tare în castea, așa că poate vedem de aici mai bine. Nu, safe de aici eu nu văd, deci decât acolo. Dar nici acolo nu este. Nu, mă, frate, ăla era safe-ul. Deci ăla era safe-ul, vă asigur. Cred, nu știu. Nu știu, frate. Ok, hai să mergem în ventilație. Toți protecția. Ok, hai să mergem în ventilație. Că tot am spus că trebuie să mergem și trebuie să mergem în ventilația aia, frate. Băga mea și pișorul în ea ventilație. Hai, dăm șpan. Direct în ventilație mă duc. Să vedem, poate mai, nu știu, poate s-a dat în loc la ceva pe acolo. Pac, deci pe acolo știu unde mă dăm. Trebuie sus de tot. Fac. Așa. Și aici, bun. Hai să vedem, frate. Mergem iarăși acolo la parcurs, nu știu, poate am făcut eu o magie și s-a întâmplat ceva. Eu acum încerc să-mi aduc aminte unde am văzut eu oare un seif. Unde am văzut eu un seif? Altul în afară de la pe care îl știm. Nu știu. Bă, cu Elytra. Bă, ești nebun? N-am cum să intru. Sau? Oh! Lol, m-am blocat cumva, uitați locul. Bă, frate. Prins. Lol, deci reușesc cumva cu Elytra să mă bag acolo, mai ales dacă țin Shift-ul. Uite unde m-am băgat. Și îmi dă damage. Deci n-am nici cum, frate, oricum. Cred că ar fi fost, dacă ar fi, aș fi putut merge acolo, cred că ar fi fost mult mai ușor. Adică nu cred că ar fi fost atât de complicat. Știi? Și pe aici nu pot să mă duc. Este barrier. Frate, nu știu, nu mai știu unde să căutăm de astea. Oameni buni, cam asta a fost episodul. Cum mă duc aici jos? Pac. Frazor, eu sper că v-a plăcut. De aici n-am cum să se e bine, rău, frate. Dacă v-a plăcut, nu uitați fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like și vă rog frumos neapărat în comentarii, nu știu, să reușiți cumva, frate, să mă ajutați pe mine, că nu sunt în stare să trec mai departe. Nu mai găsesc, deci nu mai găsesc soluții și nu știu unde să folosesc acel cod pentru safe. Cred că este prima dată când îl văd, nu știu dacă l-am mai folosit, dar nu știu unde să-l folosesc, frate. Să mă duc chiar și aici jos, deci nu știu unde... Ar mai putea fi pe aici prin dulap, dar nu cred că este prin dulap, mă, nene, nu știu. Opa, dar nu, ăla e toaster, what the fuck, am greșit acel toaster că este un safe. Bravo, Andrei, genial. No, bă, frazor, Deci, încă o dată nu uitați să dați acolo multe like-uri, neapărat în comentarii să mă ajutați și pe mine că poate mai postăm clipuri cu această hartă, măcar să știm unde să mai căutăm. Și ne auzim data viitoare, am fost Andrei și v-am salutat pe toți, ceau bă, pa!